interacțiunea cu medicii este o interacțiune care deja a devenit ca într-o familie. Am observat ce am avut în sală și spre marea mea bucurie am avut medici tineri, am avut rezidenți, astăzi chiar am avut rezidenți, care deși sunt foarte greu să interacționeze, să fie așa un curs interactiv, tot timpul le este frică să nu spună ceva ce nu e în regulă, chiar și așa, și pe fața lor s-a citit totuși o chestie foarte importantă, nevoia de cunoaștere. Și nevoia de cunoaștere trebuie să fie principalul motor al acestor cursuri, și de o parte și de cealaltă, cum mi-a zis. Iar în momentul în care interacțiunea se face prin intermediul mașinăriilor ăstora minunate, este cu totul altceva, în sensul că, pe de o parte, le este frică, efectiv ăsta e termenul, le este frică să se atingă și să fie singuri cu mașinăria și cu pacienta, dar pe de altă parte, descoperind alături de noi că nu este chiar un secret bine păstrat de zei, ci este pur și simplu doar o învățare și o repetare și o înțelegere, atunci se simt foarte bine. Și eu cred că ei apreciază acest gen de cursuri de fiecare dată când venim. Această examinare ecografică cu aparate de foarte înaltă calitate a constituit o oportunitate pentru viitoarele mămici, pentru că au putut să beneficieze de o examinare complexă făcută de medici cu experiență deosebită. S-au utilizat ecografe 3 și 4 de înaltă performanță. Astăzi am avut ocazia să utilizez noile aparate de la Voluson și cred că pentru toți colegii care astăzi au văzut ce înseamnă să lucrez cu noua tehnologie Voluson, experiența a fost deosebit de plăcută și clară în favoarea diagnosticului cu ultrasunete. Cred că ultimele aparate de la Voluson reprezintă cu adevărat un pas important pentru ceea ce înseamnă morfologia fetală. Și, să spun așa, feedback-ul de la colegii mei a fost de aparate foarte bune și de utilizare facilă.